Numărul 1, Dabici Nemania. Cu numărul 6, Dabici Bania. Cu numărul 3, Gardinovacchi Dușan. Cu numărul 4, Ciurascovici Nicola. Cu numărul 8, Tomin Jovan. Cu numărul 17, Nicolici Danilo. Cu numărul 10, Mircetici Bogdan. Cu numărul 7, Almăjan Vesco. Cu numărul 9, Babici Ogniev. Cu numărul 11, Micanovici Ivan. Cu numărul 16, Milidragovici Dușan. Cu numărul 14, Perin Straninia. Cu numărul 13, Andekovici Miloș. Și cu numărul 2, Marinkov Alexa. Antrenor, Danilo Bielica. Antrenor, Danilo Bielica. Nu, antrenor. Echipa României, cu numărul 1, Patrick Kiș, cu numărul 2, Alexandru Fărăgău, cu numărul 4, Luca Popa, cu numărul 9, Raul Popa, cu numărul 3, Sebastian Ticuș, cu numărul 5, Samuel Santa, cu numărul 20, Arădeanu Robert Nagy, cu numărul 8, Andrei Bunău, cu numărul 7, Răzvan Gătan, cu numărul 10, Matei Moraru, cu numărul 15, Alexandru Melniciuc, cu numărul 12, Ionuț Trifoi, cu numărul 18, Raul Mureșan, cu numărul 14, Alexandru Gânder, cu numărul 21, Gabriel Topârceanu, cu numărul 11, Raul Nistor și cu numărul 19, Emanuel Morar. Echipa României se ocupă cu pregătirea ei, Gigi Cuneu. Cei trei arbitri sunt Areden, Denis Kalkanakov, Cristi Tokac și Marius Gulcean. Vine și bunica. Masca mult. Masca mult. Deloc. S-a spus. A fost cu... Cum? Ana e robă. Aia e robă. Cum e? Ana e robă. Ana e robă. Aia e robă, aia e viteză. Așa. Pe distanță sunt de la aia robă. Da. Înălțime. Înainte de fluierul de debut, vom asculta cele două imnuri naționale. În primul rând, imnul național al Serbiei. Naționala României.
succes celor două echipe, așa cum v-am mai spus, arbitru de centru, Denis Kalnakov, Cristian Tocaș, asistentul 1 și asistent 2, Marius Vâlceanu. Arbitrii ARD. Meciul se va desfășura pe durata a două reprize de câte 35 de minute fiecare. Duce sigur în pas! Alexa!
Bravo. Aleksa! Kaži su pressing, Aleksa! Kaži su pressing! Auja! Ispucaj! Uči! Bravo! Matej! Čure, daleko si, Čure! Igaj! Igaj! Čure! Daleko si, ne pušta ga diga! Ide sami! Veliko nov, veliko što nov! Samo ko sudje je pao, veliko! Aleksa! Kasi su plesi, ko tebe curi! Samo veliko, samo veliko! Kontroli si vama sve! Saki, igraj slobodno. Igraj, Saki, dobro je, sve. Slobodno igraj. Baba! Hajde, baba! Baba, čime na loptu! Ide! 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 Aleksa, treći put ispadaš košarac. Ajmo babac, ajmo!
Nu zice că a fost pentru ei. Areva! Mora dišati tu loptu, bre! Ti čuješ? Da, la sebe se žači. Ponudi se, Aleksa, ponudi se, Aleksa, bliže malo, ajde! 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 Bravo! Ho fatto tutto bene con la polo. Ne, on čeka lopu, idi na lopu, babić! Gazi, Veljo, gazi, Veljo! Osaj! Osaj! Da nije prijatno. Još napred loptu, ej! A šta je zdi kako konstriga u tribune? Da. Limita. Bogi! Si doročko! Šta što ga pusti, previš da ga nema nigde? Ajde!
Pa, sudija! Nemoj to, Babiću! Bio je faul pre toga. Hajde, alo. U nedelju, ej. Imaš kameru? Ide! Jepa da kako igre, 2x30? Ne znam, 2x35. U nedelju se vraćamo, ej. Možda malo ranije, vidit ćemo, nemam pojma. Ne ide, ovdje sam sa ja mislim da. Daleko šalek sa ozeg uvek! Juče sam ja došao. Aleksa, daj igra je futbal malo. Babić, pogodi je bilo. Žuti karton, sudija! Daj ga! Daj ga, bre! Bravo, Ali! Ranije, boca! Zero, zero. Ona da je nešto bilo, priš bi voditi. A nikam to činjamo. Alex. Alex, imaš igrače?
Imaš igrači iz Aleksa. Ej, gledaj šta radi četvorka! Gornjene! Da! Da! Mari, mari! Hajde! Ne može šutiti loptu preko pola, čovjek. Ajmo, Bogi! Ajmo nešto da uradimo, ej! Ajde, ja! Tako je, bre! Ovo, nema ofsajda, ej! Offside, kiče! Dva metra stoji za igrača. I vidi În teren în acest moment se află și doi jucători din Arad. Este vorba de jucătorul cu numărul 20, Robert Nord,
și de jucătorul cu numărul 15, Alexandru Melniciuc, acesta din urmă, proaspăt legitimat la echipa Pro Sport București. Pauza de apă. A? Stau în brigă, bine. Eu chimă prea cu o silicuță. Toți jucătorii din lotul României de Vest sunt născuți în 2005. Chiș Patri, portarul de la Ucluj, de asemenea și jucătorul cu numărul 2, Alexandru Fărăgău, numărul 4, Luca Popa de la CSM Oradea, numărul 9, Raul Popa de la Electrica Timișoara, numărul 3, Sebastian Ticus de la LPS Banatul Timișoara, numărul 5, Samuel Santa, de la echipă de lângă Paris, din Franța. Cum am mai spus, numărul 20, Robert Noat din Arad, numărul 8, Andrei Vânău de la Ucluj, numărul 7, Răzvan Gătan de la Inter Bistrița, numărul 10, Matei Moraru de la Ucluj, Alexandru Melniciuc de la ProSport București, numărul 12, Ionuș Tifoi, portarul de rezervă de la Galactic Bistrița, numărul 18, Raul Mureșan de la Ucluj, numărul 14, Alexandru de la Viitorul Oradea, Gabriel Topărceanu, numărul 21, de la LPS Banatul Timișoara, numărul 11, Raul Nistor de la Ucluj și numărul 19, Emanuel Morar de la Oaș Negreș. Simplu. E gata, te. Mai un minut. Bravo. Raul Nistor, jucător al unui Vedeții Cluj, cu numărul 11, înscrie cel de-al 5-lea gol pentru echipa României. Bravo.
No, io la stata. Gata. Bravo. Bravo. În paralel cu această partidă, în spatele meu, pe terenul al doilea, se pregătește, are un antrenament, echipa UTA, echipa Rădeană UTA, care sâmbătă are meci greu la Dipensia Timișoara. Să ne ținem pumnii și să ne urăm succes. Să continue bunul start pe care l-a avut în acest campion. Echipa România a învins cu 5-0 Pasiei, avem o scurtă pauză, va urma meciul dintre selecționata Asociației Județene de Fotbal și cea a Ungariei. Lotul echipei serbe, întâlnim și trei jucători născuți în 2006, este vorba de numărul 16 Ilija Dragović Dușa, de numărul 14 Perin Straninia și numărul 13 Andeković Miloš. Ne boj se, čak igraj!
Bogi, ne boj se. Može, baci mi, baci. Bogi! Bogi! Ajde, Bogi, zna, može ti to sve. Ajde, Bogi, ajde, Bogi, bravo, Bogi. Evo, preko. Ej, Duni u tu pištajku. Ajde, čure! Evo
A daj bre, vadi ga napolje više. Popović Nikola, cu numărul 8, Dominovan, cu numărul 17, Nicoliș Danilo, cu numărul 10, Mircetic Bogdan, cu numărul 7, Almăjan Veșco, cu numărul 9, Babici Ognien, cu numărul 11, Milankovic Ivan, cu numărul 16, Milie Dragovic Dușan, cu numărul 14, Perin Stratinia, cu numărul 13, Andrejkovic Miloš și cu numărul 2, Panikov Alexandre, nu, Danilo Bielica. Echipa selecționată România Vest, cu numărul 1 Patrick Kiș, cu numărul 2 Alexandru Fărăgău, cu numărul 4 Luca Popa, cu numărul 9 Raul Popa, cu numărul 3 Sebastian Tupus, cu numărul 5 Samuel Santa, cu numărul 20 Norbert Nord, cu numărul 8 Andrei Vânău, cu numărul 7 Răzvan Grătar, cu numărul 10 Matei Moraru, cu numărul 15 Alexandru Melniciu, cu numărul 12 Ionuț Tripoi, cu numărul 18 Raul Mureșan, cu numărul 14 Alexandru Tudor, cu 21 Gabriel Tupărceanu, cu 11 Raul Ristor și cu 19 Emanuel Morar. Antrenor Gigi Vânău. Cei trei arbitri la centru Denis Carnacov, cei de asistenți Cristian Tocan și Marius Lucea. O schimbare în locul României, care se schimbă în jucătorul cu numărul 7, Răzvan Grătar. Locul acesta a fi luat în jucătorul cu numărul 19, jucătorul de la Oaș Negrești, Emanuel Moran. Babac! Čuo! Hajde Ivane, možeš biti bolji. Dobar se, možeš bolji. Ivane! Ajmo, Ivane! Skor na pausa, 0-0. Ako je Marine, žuri. Da. Šapiru skozi. Da. Ostavi! Evo sedi. Možeš sedi što. Ja samo da ometi samo stavim. Tako. Otržam na kraju, nemoj da vam. Ja sam ću ustaviti da se razliku od vas. Mi smo epic. Da. Asistența medicală este asigurată pe toată perioada acestui eveniment de către ambulanța Policlinicii Turcini. Nu știu așa, stopul vreme, minutul pendulului. 20. Nu, papa! Bravo, Mali! A nu, papa! Bravo, Vrnava! Bravo, Vrnava! Nije Vrnava! Vrtava! Dobar je, dobar je. Samo malo ima za kasnu reakciju. Ej, Dina, kafa si kupio? Znate da ti je lepo? Ne, jedan dinare, bre, imam evre. Ima tu strane. Ili 8 plus 1. Ne, da, šta je? 11 igrač. Ili? 5. Ili je pre 11, što je ti? Što je ti?
Ne daj Duka! Bravo! Tu te mala gol, mom! Aj! Aj, bă! Nu a fost egoist, nu a fost... Nu a fost egoist, gol a fost, cum? Nu a fost gol, nu a fost gol. Nu m-a dat pe lângă. Bravo și e gol. Mirno. Extraordinar. Bravo, Mali! Bravo, Mali! Hai, Babiciu, bine se va. Hai, noi. Ei, sudia! Da? Dracu, dat așa. Uite, iarăși vă dă asta din aut. Boghi, Mirno, Boghi! Zaleti se! Vrati, šta si ti sudije video, ej? Ajde, Ivane. Šta je bilo? Šta je bilo, bre, ej! Šta ste videli vas dvojica, mi nismo videli? Neću ja čuti, bre. Ma šta su njih dvojica videli da ja nisam video? Šta su oni? Jesi Martine? Luka, četvrti put ispali. Ajde, ajde, ajde.
Bogdane, ne. Ne. Bravo, bravo. Bravo. 1-0 pentru selecționata României, gol înscris de Samuel Santa, jucătorul cu numărul 5. Venit de la un club din Franța, unde recent s-a legitimat în apropiat Parisului. Primili smo gol. 1-0 gol. Da. Imali su više šanse kad smo baš na to napali, ali... Alekse sam celo. Da. 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 Baba koda nije na terenu, pada koda je dvije moške da se stoju u štartu, pa napom i tada. Da. Ja ne znam šta je, šta je u tim, on može za dvešno za mutočke u opinu. Ja se ne znam, ali... Ne. Ono pali je da znam. Da, drug, jedan, jedan! A dobro, pa zaradi. Ajmo kraka, a? Daj malo nam karevka, kako se to... Da su desna, malo. Tu neće škarpu, ali tu neće stavljati. Ja da se stavljamo po vašem kraju. Ne, 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 da, da. Ăla din dreapta. 0 pentru echipa României, selecționată de vest, autorul golului arădeanu Alexandru Melniciuc, legitimat acum la Pro Sport București. Stai, baba, ce igrai, ne mași, nu că mai igrai. Ce manuă. Să mă fundașul ăia, fundașul dreapta, da. 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 Bravo, bravo. Nu mai intra, 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 pa duca, gde stoi, duca? Așa, centrează! Nu, thank you.
E na poj! Ej, faul. To se fajn Prokvas, ne? Onde je Pronko? Dolazi greško. A, i če je ola karventata? Odnosno, mogu še. Sve ima potrebno. Ah, mas ela contrário com o nosso estilo. Ai, vou. Ai, vou, Flávio. Ai, vou, Ivane, ajde. Tu pelare. Ma tu. Nije to ništa, ajde igraj. Ma tu. Ti pravo se. Ne to se kaže. Da, da, da. Pleco, pleco, pleco! Deu uma nossa, deu! Deu! É uma mais longa, mano. Duca! A Duca está no essa Duca! Ei, encarei, uns pementes! Uns pementes, encarei ou foste? De curto! Ce dăm pentru simulare, nu? De asta ești Duca, bre! Ce, 11 a fost în care eu? Vă arăt filmarea să vedeți în care eu a fost. A fost în care eu, bre, în care eu a fost. A fost în care eu. Da. Spore e 5 metri. O să se vadă pe filmare. A fost în care eu. Avertisment pentru jucătorul din Serbia cu numărul 3, Dusan Gardinova. Ăștia din Arad sunt cei mai buni arbitri. Vă zic, nu știu și domnul Doldeau zice, de unde i-am găsit? Bravo, mă! Hai la 0 pentru selecționata României, autorul golului Andrei Bunău, mijlocaș la Universitatea Cluj. Ce faci, mă, stai, băi? Paragău, du-te, mă, pe pressing! Du-te lângă el, stai, lângă el! Așa! Nu mai stați la 5 metri de ei! 20! Dă-i drumul la mingea! Ai la ori, la ori. Unde era? Unde era? Unde era? Unde era?
Hai lângă el, că stai la 15 metri. În lotul Serbiei, numărul 2, Marin Gov, Alexa, cu numărul 6, David Bania, numărul 3, Gardinova și Dușan, cu numărul 8, Domnul Iovan, și numărul 17, Babiciu, dă-ne jednu loptu, kako treba. Numărul 13, Andeković. Aici n-am filmat nimic, nu știu ce va da Cristi. Schimbare în echipa României. Părăsește terenul jucătorul cu numărul 5, Samuel Santa, autorul primului gol. Acesta fiind înlocuit cu jucătorul Emanuel Moral, cu numărul 19. A fost la cafea plecat. 19A. E 19A și 19B. Jucătorul care a intrat în teren este jucătorul cu numărul 11, Raul Nistor, de la Universitatea Cluj.
Optul l-a dat bunul. Da, 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 el a făcut bun. Coordonatorul acestui turneu al regiunilor din Arad este Cristi Sculici, actualul antrenor al echipei CS Ineu. Iar din partea Federației Române de Fotbal se află în tribune domnul Ionel Giolgău, fostul internațional al României și jucător al Universității Craiova Maxima. Singur.
Stai la margine, mă. Vezi că ești ofsai. Ești ofsai. Nu, tu du-te, Alex. Bine. A ieșit la ora la școală. Stai. Dă-o mai repede. Nu mai de la nimeni. Nu mai lasă, da. Lasă acolo, da. Joacă cu portarul direct. Copile, ești mă din offside, băi? Ești din offside, stai numai în offside. Ivane, opet ti sam igrač. Ivane, sam ti igrač ovde. Veš dincolo de linie. Demorar, dincolo, morar. Să vezi că se joacă la offside. Stai un Dobre. Vrto. Dobro. Dobro sa Bogi mi katastrofa, baba mi katastrofa. Lateral Moraz. Hai, pune jos. Bravo. Bravo. Rogio! Uite ca ai. Bravo. 4-0 pentru echipa României. Cel de-al patrulea gol a fost înscris de jucătorul cu numărul 10 de la Ocluj, Matei Moraru. Arădeanu Norbert Nog este locuit în acest moment de jucătorul cu numărul 14, Alexandru Gândăr, de la Viitorul Oradea. Ivane! Ivane! Da, stau avantaj. Bravo! Simplu. Logi! E gata, fă. Mai un minut. Bravo! 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 Bravo!
Raul Nistor, jucător al unui Universității Cluj, cu numărul 11, înscrie cel de-al 5-lea gol pentru echipa României. No, e o lăsată. Gata. Bravo. Bravo. În paralel cu această partidă, în spatele meu, pe terenul al doilea, se pregătește, are un antrenament, echipa UTA, echipa Rădeană UTA, care sâmbătă are meci greu la Dipensia Timișoara. Să ne ținem pumnii și să ne urăm succes. Se continue bunul start pe care l-a avut în acest campion. Atent! Echipa României a învins cu 5-0 echipa Serbiei. Pe o curtă pauză va urma meciul dintre selecționata Asociației Județene de Fotbal și cea a Ungariei.